Fostul procuror anticorupție Roman Statnei va fi cercetat în libertate. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana. Statnei a fost reținut la începutul săptămânii în același dosar ca și fostul său șef, Viorel Morar. El este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și exces de putere. Statnei se declară nevinovat. Cine este această persoană? Spuneți-i numele! Igor Gorșu, procuror. Ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, nu a răspuns la telefon pentru a comenta învinuirile aduse de statnei procurorului general. Recent, frații Igor și Adrian Borș, co-proprietarii rețelei de benzinărie vizate în acest dosar, au fost reabilitați în drepturi. Asta după ce, potrivit Procuraturii Generale, s-a ajuns la concluzia că în 2018 au fost persecutați, reținuți, arestați, deposedați de avere și trași ilegal la răspundere penală într-un dosar la comandă. Ședința pe cazul lui Statnei a început la ora 11:30 și a durat doar câteva minute din cauza faptului că judecătorul desemnat a solicitat să se abțină de la examinarea acestui caz. Statnei deocamdată a scris o cerere de abținere de a examina cauza. De ce? Urmează să cunoaște motivele. Cum a fost cererea repartizată unui alt judecător care urmează să... Solicitarea judecătorului a fost respinsă, însă procurorul pe caz ne-a declarat că a cerut recuzarea magistratului desemnat în dosarul lui Statnei pe motiv că în privința lui ar fi fost depuse mai multe sesizări. În timpul în care magistrații erau în deliberări, Roman Statnei a reușit să discute cu jurnaliștii. La ce decizii vă așteptați astăzi? Roman Statnei a fost reținut în data de 26 ianuarie și a fost plasat în izolatorul Direcției de Poliție al municipiului Chișinău. Acesta este învinuit că, în interesul altor persoane, ar fi deposedat un om de proprietăți în valoare de 1,8 milioane de euro. Este vorba despre un cetățean rus, director al unei fabrici de conserve. Potrivit procurorilor, Statnei a fabricat un dosar penal pe numele cetățeanului rus, care a fost condamnat pentru escrocherie. Totodată, fostul procuror i-ar fi promis cetățeanului rus că îl va ajuta să-și rezolve problemele dacă acesta cedează altor persoane bunurile și banii pe care îi are. Fostul procuror Roman Statnei și-a dat demisia în februarie anul trecut.